Salut! Am ieșit la pescuit iară la Păstrăv. S-a tras o ploaie. De numai, a fost foarte cald la prânz. 30-31 de grade, chiar 32. Și pe după masă s-a tras o ploaie zdravână de vreo 20 de minute. S-a norat. Și am zis că acum e momentul. Urmează să vedem dacă e chiar acum e momentul. Uite echipamentul. Janta cu năluci. Și cam atât. Am weather și în mașină. Încerc să las rotativa dusă de curent. Acum se activează instant. Cum intră în curent. Să las încet, încet, încet. Să ajung în partea asta unde sunt câteva bolovani. Poate iese de sub un bolovan un pește. Ia să vedem puțin locul aici. Vâltoarea asta mare de aici trebuie încercată. Aici acolo o vâltoare. Hai să dau de aici de 2-3 ori. Ce de bani? A început să plouă iar. Echipamentul de azi. Echipamentul de azi e același ca cel din ultimul video. Echipament de bait casting. Am avut un mic atac. Am mulineta de la Shimano, Aldebaran. BFS XG. Raport foarte mare de recuperare. Am lanseta de la Asava Custom. E un Sixth Element Stream de 6.3 picioare, 1.6 grame, moderat fast. Senzațională lanseta. E dedicată pescuitului pe astfel de ecosisteme, să zic așa. Pâraie și râuri de munte. Firul. E un fir pe care îl ador, pur și simplu. E un monofilament Varivas Sight Edition de 0.15 aproape. A început ploaia, bine. Așa. Și cele mai bune rotative, după părerea mea, sunt astea, cele de la TV Lures, de la domnul Teleanu. Asta e un Vortex de 3 grame cu corpul portocaliu. Deosebite.
au o bătaie foarte bună, stau super bine în curent în comparație cu altele și chiar și în linul de apă au o bătaie amplă cu flash-uri puternice. Bun, hai să... Să cobor aici. Da, uite-l. Direct din vâltoare l-am luat acolo. Ce mică e. Să cobor aici. Hai să mă uit pe mână. Băi Nicule. Rău te-ai prins. Pare de tine. Uai, ce fugit. Hai să mai vedem unul aici. Da, uite altul. Tot așa micuț. Hai cu așa, va? Dăm drumul și la asta. Și bariera.